Bistenii preferă în acest debut de partidă mai mult flancul sâng. Acum acțiune importantă la poarta Universității și este gol pentru Chindia. Mihaiu, minutul 13. O pasă printre fundașii Universității. Excelent găsit Mihaiu de capitanul Cherghez. Și este 1-0 pentru echipa oaspete Chindia, lidera ierarhiei din Liga 2. Iată ce frumos l-a găsit Cherghez printre fundașii Universității pe Mihaiu, iar șeptarul echipei din Târgoviște a trimis în stânga, păcălindu-l pe Bozoancă. Mihaiu, un fotbalist foarte tânăr, ce a mai jucat în cariera sa la Interolt, la Dinamo și la Turis Turnu Măgurele. A ajuns la Chindia Târgoviște. Minge în careu pentru Gavra. Gavra se descurcă foarte bine, șutează spre poartă și este gol pentru Universitatea. Minutul 36. Hațegan este cel care reușește să egaleze. A fost șutul lui Martac. Popescu n-a reușit să rețină mingea. A respins-o în față. Hațegan s-a strecurat printre fundașii Chindiei și a trimis în poartă. Aici un mic conflict iscat între Dudea și un jucător al Universității, cred că este Giurgiu. Nu, a fost Alexandru Coman. Și cu Dudea, chemați la ordine cei doi acum de Sorin Antonie. Universitatea Taubă este cu mingea în brațe și va executa această fază fixă. Minge și este gol pentru Universitatea! Marchează Gavra! Minutul 50. După cornerul executat de Taub, reușește Gavra să devieze acea minge pe colțul lung. Popescu nu reușește să ajungă la balon. Mingea lovește bara și intră în plasa porții apărate de Popescu. Așadar, din minutul 50, Universitatea trece în avantaj după reușita lui Gavra, al 12-lea gol stagional pentru atacantul venit aici la Universitatea de la Viitorul Constanța. Gavra însă este fotbalist clujan, am revăzut reușita sa. Tac, jucătorii Universității, să-i vedem! Minge înapoi spre Marius Coman, se încurcă un pic acolo Coman cu Ene. Balon în partea dreaptă, Hațegan și este 3-1! 3-1 pentru Universitatea! În ultima secundă a prelungirilor, Hațegan realizează dubla. Face 3-1. Bucurie imensă pe marginea terenului, în tribune. Nu știu dacă se va mai relua jocul. Au trecut cele 4 minute de prelungire. Practic, șutul lui Hațegan a venit în ultima secundă a prelungirilor. Iată, șut violent. Pe și totuși